Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și cel ce trăiește credând în mine, nu mai moare niciodată. Din Sfânta Evanghelie de astăzi, de la Ioan, capitolul 11, versetele 25 și 26. Preacucernice, părinte consilier, preacucernice, părinte protopop, preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori. În ziua aceasta, cu semnificații deosebite, ne bucurăm că suntem împreună în această biserică nouă, minunată, cu o arhitectură excepțională. Participăm la liturghie, iar cuvântul meu de învățătură se intitulează așa: Învierea lui Lazar ne încredințează pe noi de învierea cea de obște. Și lucrul acesta nu-l spun eu, că îl spune cântarea sfântă, repetată de multe ori astăzi, troparul zilei. Îl citez. Învierea cea de obște, mai înainte de patima ta, încredințându-o pe Lazar din morți, l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, ție, biruitorului morții, grăim, Osana, celui din înălțime, bine ești cuvântat, cel ce vii într-un numele Domnului. Așadar, învierea cea de obște, învierea noastră a tuturor, e încredințată de Domnul Iisus Hristos prin învierea lui Lazar din morți. Ați auzit textul Sfintei Evanghelii. Lazar era prietenul Domnului nostru Iisus Hristos. În casa lor, a lui Lazar, a Mariei și a Martei, cei trei frați binecuvântați, Domnul Iisus Hristos se simțea foarte bine. De data aceasta, surorile erau îndurerate. Și cuvântul de mângâiere pe care li l-a spus Domnul Hristos și pe care ni-l spune nouă tuturor: adevărat, adevărat, greiți vouă, cel ce crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și cel ce trăiește credând în mine, nu mai moare niciodată. Moartea, nu iubim noi oamenii. Zice înțeleptul Solomon în cartea sa că Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii. Dumnezeu a făcut viața. Și atunci de unde moartea? Ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12. Printr-un om a intrat păcatul în lume, și prin păcat moartea, și moartea a trecut asupra tuturora, prin același unul în care toți au păcătuit. Da, bucuria cea mare o aflăm tot din acel capitol al Sfântului Apostol Pavel, că învierea cea de obște, învierea noastră a tuturor, vine tot prin unul, dar prin
unul Domn Iisus Hristos. Acum am meditat mult și sensibil la această realitate prin care trecem noi oamenii. Și de multe ori am spus versurile scrise de Magda Isanos referitoare la moarte. Iată de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, o să mai steie voioși, în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care și ruie răcoare, și iarba asta o să mai răsară și luna tot așa o să se plece, mirată peste apa care trece, noi sigur nu o să fim a doua oară. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim noi care atât de repede murim. Noi care atât de repede murim, înțelegem astăzi, din minunea învierii lui Lazar, că va veni o zi când și noi, ca el, vom învia din morți. Acum, în starea în care ne găsim, viața e tare scurtă și un alt om duhovnicesc o aseamănă cu o călătorie. De fapt, o aseamănă Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, scriind în capitolul 13 că n-avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie. Poetul acesta duhovnicesc, Traian Dors, a comparat traseul vieții noastre cu o călătorie cu trenul. Atâta e viața. O călătorie. Și zice el, oamenii se urcă în tren, socializează, vorbesc unii cu alții și nu observă că în fiecare gară coboară câte cineva. Și să termină așa poezia. Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am dat într-o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar privind în urmă timpul, plângem vremea ce-a trecut, sună în gara veșniciei, am trăit și n-am știut. De aceea este foarte important ca puținul cât îl trăim, să-l trăim frumos. Să-l trăim frumos pentru noi și pentru semenii noștri. Să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. Și răscumpărându-o, să ne câștigăm eternitatea cea fericită. Acum, în perioada aceasta în care ne aflăm, începând cu sâmbăta lui Lazar, continuând cu florile, cu săptămâna patimilor, sfintele cântări ne îndeamnă pe noi să ne gândim la cele din urmă. Au un caracter eschatologic și ne îndeamnă că atâta cât putem noi în aceste zile să-L urmăm duhovnicește pe Mântuitorul Iisus Hristos, care vine să pătimească pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și una dintre cântări pe care o vom cânta-o începând de luni, lucrul acesta îl face, ne îndeamnă să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Și iată, vă redau textul. Mergând Domnul spre patima cea de bunăvoie, a zis apostolilor pe cale, iată, ne suim la Ierusalim.
și se va da Fiul omului precum scrie pentru dânsul. Acum, care ar trebui să fie răspunsul nostru? Ne-l zice cântarea, noi trebuie să-l facem, să venim dar și noi, cu gânduri curate, să mergem împreună cu dânsul și împreună să ne răstignim și să ne omorâm pentru dânsul despre toate păcatele lumești. Ca să și viețuim împreună cu dânsul și să-l auzim pe el zicând, de acum nu mă voi mai sui la Ierusalimul cel pământesc ca să pătimesc, ci mă voi sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, și împreună vă voi înălța pe voi la Ierusalimul cel de sus, în împărăția cerurilor. Așadar, astfel îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos confruntându-se cu moartea, concretizată în prietenul său Lazar. Și zice Scriptura, zice Evanghelia ce ați auzit-o, că a plâns Mântuitorul. Sigur că a plâns pentru că îl iubea pe Lazar. Dar cei ce comentează profund zic că a plâns și din alt motiv, mult mai important. Lucrarea mâinilor sale, El ce ne-a făcut pe noi și ne-a dat viață și le-a făcut toate bune, se confruntă cu diavolul. Se confruntă cu moartea pe care n-a făcut-o și n-a dorit-o. Se confruntă cu moartea în fața mormântului lui Lazar. Și Mântuitorul Iisus Hristos biruiește moartea. De aceea, minunat, spune troparul zilei de astăzi, învierea ta de obște, învierea ta de obște a noastră, a tuturor, învierea ta de obște, mai înainte de patima ta, încredințându-o. Pe Lazar din morți ai sculat, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, ție biruitorului moi să găim, osana celui dintr-o înălțime, bine ești cuvântat cel ce vii într-un numele Domnului. Este sâmbăta lui Lazar. Am venit la această biserică minunată, în fața noastră este un cimitir nou. În mod direct și de construcția bisericii și de acest cimitir rânduit se ocupă Părintele Florin Mărginean și îi urăm ca pe mai departe să definitiveze frumos lucrările și să ne dea nouă posibilitatea ca să venim aici, să ne reculegem pentru cei ce au plecat și să ne gândim că mâine plecăm și noi. Acesta este gândul pe care vi l-am pus la suflet acum, la Sfânta Liturghie, prilejuită de pomenirea Sfântului Lazar, cel înviat, a patra zi. Iar pe morții noștri îi vom pomeni la sfârșitul liturghiei, oficiind slujba parastasului. Amin.